Vă îmbrățișez, frați români, oriunde v-ați afla. Anunț cu bucurie debutul proiectului Raport Secret, o continuare firească a emisiunii de geopolitică și analiză militară, realizată anul trecut alături de Cristian Diaconescu, Dan Dungaciu, Alexandru Grumaz, Ștefan Ciochinaru și Mihai Rusu. Acum vom deschide agenda internațională ocupându-ne de cel mai înspăimântător scenariu, o confruntare directă între NATO-SUA și tripla alianță China-Rusia-Iran. În contextul accelerării conflictelor cu potențial de a declanșa o confruntare militară între paradigmele ideologice nord-atlantice și euroasiatice, amiralul Charles Richard, șeful comandamentului strategic american, avertizează că Rusia este angajată în mod agresiv în dezvoltarea și modernizarea capacităților nucleare, iar China își modernizează arsenalul militar atât de rapid încât, citez, nu poate trece o săptămână fără să aflăm ceva ce nu știam. Și chiar dacă arsenalul nuclear chinez este mult mai mic decât cele ale Statelor Unite și ale Federației Ruse, se află într-o expansiune fără precedent, a mai afirmat Richard. În fața acestui scenariu, administrația Biden efectuează în prezent o revizuire a statusului nuclear, care examinează suma totală investită în programul de modernizare nucleară, invocând necesitatea unor masive investiții, care ar putea costa Statele Unite 1200 de miliarde de dolari. Pe de altă parte, Rusia operează în general echipamente noi, a spus amiralul, când a vorbit despre armele și capacitățile nucleare ale țării. Sunt la a doua generație a unui nou submarin cu rachete balistice. Au o rachetă intercontinentală cu combustibil solid, foarte impresionantă, nou-nouță. Dezvoltă rachete noi și au îmbunătățit foarte mult toate capacitățile ofensive. Fără recapitalizarea armelor existente, riscăm perimarea și irelevanța și am putea ajunge la un punct în care nicio sumă de bani nu va atenua în mod adecvat riscurile operaționale cu care ne vom confrunta, a concluzionat amiralul american. Și celălalt partener euroasiatic, Iranul, se aliniază efortului ruso-chinez de modernizare a capabilităților nucleare. Teheranul a îmbogățit uraniu la nivelul de 60%, care presalii față de sabotarea instalației nucleare subterane iraniene de la Natanz, pe care Republica Islamică o atribuie Israelului, a anunțat vineri președintele Parlamentului iranian Mohammed Bagheer Ghalibaf. În prezent se poartă negocieri indirecte între Uniunea Europeană, Statele Unite și Iran în Austria, în vederea salvării acordului de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian. Republica Islamică s-a retras treptat din acord printr-o serie de măsuri de retorsiune începând din mai 2019, după ce Donald Trump a retras în mod unilateral Statele Unite din acord în mai 2018. Într-un discurs rostit zilele trecute, președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul că țara sa va răspunde asimetric, rapid și dur dacă trupele NATO vor continua manevrele militare de la granița Ucrainei. Timp de o oră și jumătate, liderul de la Kremlin a prezentat situația exclusiv din punctul de vedere al victimei care se nevoită să se apere. Așa cum spunea Kipling, în jurul unui tigru există tot felul de maimuțe care se agită, a adăugat el, denunțând astfel sancțiunile internaționale adoptate împotriva Rusiei, susținând că acestea sunt ilegale și luate de anumite țări pentru a impune voința altora. Ce a lipsit însă din discursul țarului au fost tocmai explicațiile privind soarta lui Alexei Navalny, încarcerat și aflat într-o stare medicală extrem de precară și care riscă să moară oricând. Nimic despre desfășurarea zeci de mii de militari ruși la frontiera cu Ucraina, ori despre actele de spionaj și de amestec în alegerile interne ale diferitelor state din Uniunea Europeană și din SUA. Liderul rus a tăcut și în legătură cu recentul scandal diplomatic dintre Moscova și Praga, izbucnit după ce Cehia a descoperit că agenții ai GRU au fost implicați în provocarea unei explozii la un depozit de muniții. În ultimii ani, Rusia a fost implicată în numeroase scandaluri de spionaj cu numeroase țări din Europa. Moscova a susținut mereu că nu are nicio vină și le-a catalogat drept acțiuni rusofobe. Probele demonstrează însă că Rusia se dedă constant la o serie de activități ostile împotriva Occidentului și a aliaților săi, cum ar fi atacuri chimice și informatice, activități de dezinformare și propagandă, amestec în treburi interne, sabotaje și destabilizări. Iar în contextul tot mai tensionat de la granița estică a Ucrainei, Ministerul Apărării Naționale al României a prezentat duminică detalii despre exercițiul tactic cu trageri de luptă Bizonul Negru, care a presupus o ploaie de foc asupra unor ținte aflate în largul Mării Negre. Planificat încă din 2020, exercițiul a fost aplicat de militarii regimentului 52, artilerie mixtă General Alexandru Tel, din Bârlad. Oficialii armatei române au dorit astfel să evalueze și să verifice nivelul de instruire al militarilor români, deprinderilor lor motrice și disponibilitatea de a rezista la efort fizic și psihic îndelungat.
La exercițiu au participat militari profesioniști din cadrul forțelor terestre, forțelor aeriene și al forțelor navale. Exercițiul a început cu deplasarea tehnicii către poligonul Capul Media și a continuat prin ocuparea poziției de tragere, pregătirea muniției și executarea misiunilor de foc. Instalațiile RPR au lansat proiectile respective către ținte dispuse largul Mării Negre. Iar la final, militarii au raportat misiune îndeplinită, se arată în comunicatul MAPN. Întrebarea cu care deschidem prima noastră ediție este dacă Alianța Nord-Atlantică va putea răspunde rapid și ferm unui posibil atac concentrat al Chinei asupra Taiwanului, al Rusiei asupra Ucrainei și a Iranului asupra statului Israel și dacă un asemenea scenariu este luat în calcul astăzi la Bruxelles. Unde se va situa Europa în acest conflict? Dar România. Ca de fiecare dată când deschidem agenda internațională, alături de mine, ca niște faruri călăuzitoare, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, căruia îi mulțumesc foarte mult, generalul în rezervă Alexandru Grumaz, să trăiți, mi-a fost dor de dumneavoastră, profesorul Ștefan Ciochinaru și jurnalistul Mihai Rusu. Domnilor, o rară și unică plăcere mi-a mai rămas și mie în peisajul media de a mă întâlni cu dumneavoastră și de a oferi publicului nostru un areal așa de analize și de puncte de vedere asupra agendei internaționale de care avem cu toții nevoie pentru a înțelege în ce fel de lume trăim. Domnule Cristian Diaconescu, aș începe cu această primă victorie de etapă a lumii libere. Vladimir Putin a dat până la urmă ordinul de retragere a trupelor comasate la granița estică a Ucrainei. Din această perspectivă, haideți să înțelegem un pic cât de complicate au fost ultimele două săptămâni și cât de aproape am fost noi ca țară de epicentrul unui posibil conflict care, dacă nu ar fi fost descaladat, iată, cu înțelepciune, măcar în al 12-lea ceas, ar fi putut fi începutul unei conflagrații mondiale. Da, mulțumesc, mult succes emisiunii. Aș începe prin a puncta câteva elemente în legătură cu tabloul general în regiunea în care se află statul ucrainean. În acest moment, Federația Rusă se confruntă cu o serie de probleme extrem de complicate, generate de criza de COVID-19, pandemia care are într-adevăr niște efecte distrugătoare, inclusiv în statul rus, ca de altfel în întreaga lume. Pe acest fundal urmează ca în Federația Rusă să se organizeze alegeri parlamentare în septembrie. În continuare, evoluția cazului Navalnyi este una destul de complicată, iar comunitatea internațională, vreau să vă spun, din nou se mobilizează în sprijinul lui Alexei Navalnyi. Economic, situația, cum vă spuneam, nu este nici pe departe fericită în Federația Rusă și datorită faptului că în acest moment prețul hidrocarburilor, petrol, gaz, datorită încetinirii economiei mondiale care se confruntă cu SARS-CoV-2, este scăzut, ceea ce afectează foarte serios diversele paliere care țin mai ales de industria grea din Federația Rusă. Ideea că Federația Rusă și-ar diminua speranțele privind recunoașterea sa ca un jucător global în comunitatea internațională se pare că nu este tolerabilă la Moscova și iată, prin această desfășurare de zeci de mii de militari, forțe convenționale extrem de sofisticate, în cantități masive, care practic de la est, vest și sud au înconjurat Ucraina, a reprezentat un semnal care nu putea trece neobservat și care a generat o preocupare majoră la nivelul întregii comunități internaționale. Reacțiile au fost, într-o primă etapă, destul de diferite. Pe de o parte, bineînțeles, speculații în legătură cu destinația finală acestui demers al președintelui Putin, cu atât mai mult cu cât se știe în practica internațională, în fața unei astfel de gesticulări militare, prima reacție este să fie luat în serios, pentru că Federația Rusă nu blufează pe aceste paliere. Și atunci au existat o serie de presupuneri, unele mai argumentate, altele nu, cum ar fi fie preluarea de către rușii a portului Mariupol, oraș industrial la Marea Azov,
poartă de ieșire a exporturilor Ucrainei către lumea întreagă și implicit blocarea Mării de Azov ca și a trecerii strâmtoarea Kerch spre Marea Neagră, fie intenția de a desfășura o forță de menținere a păcii cu ghilimele de rigoare în zona de est a Ucrainei, acolo unde mesajul politic al Moscovei spune că autoritățile de la Kiev ar supune unui proces de deznaționalizare cetățenii rusofoni din zonă, rusofili din zonă, mă scuzați, fie faptul că în acest moment, practic, Federația Rusă dorește să facă o mutare de șah, ofensivă, în legătură cu Occidentul și cu ceea ce reprezintă o notă comună în retorica Moscovei, și anume NATO ne înconjoară, dorind practic să ne taie legăturile, mai ales cele securitare, cu lumea largă. Apropo, într-adevăr, reacția... Vă rog. Nu, un singur lucru vreau să mai spun. Într-adevăr, reacția Occidentului a fost ușor diferită. Pe de o parte, foarte categorică din partea Washingtonului, și pe de altă parte, destul de rezervată din partea europenilor, principalii jucători europeni, statele care promovează acordul Normandie, adică Franța și Germania, îndemnând la calmarea situației și la evitarea unui cerc vicios, adică a unui accident militar care ar pune într-o variantă iremediabilă de confruntare Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă. Apropo însă de mesajul optimist al ministrului apărării rus, Serghei Șoigu, că trupele ruse se vor retrage fiecare la unitățile lor până la data de 1 mai, domnule general Grumaz, aici avem o problemă de analiză și una destul de serioasă. Păi noi nu știm în primul rând numărul trupelor rusești masate la granița Ucrainei. Josef Borrell vorbea de 150.000. Agențiile de informații și de inteligență specializate ale Occidentului vorbeau de 100-120.000. Federația Rusă n-a dat niciodată un comunicat oficial prin care să anunțe că sunt comasate la granița estică a Ucrainei un număr de N trupe. Și atunci acum putem vorbi despre o retragere, domnule general, când noi nu știm și nu avem o cifră oficială a câți militari ruși s-au aflat acolo? O puză există la ora actuală și cred că ea este semnificativă, mai ales din declarațiile ministrului Șoigu. Șoigu a călătorit în Crimea, unde a participat la un exercițiu militar masiv al forțelor comune, pe mare, aer și uscat, care au implicat la momentul respectiv 10.000 de bărbați militari, 60 de nave și, atenție, aterizarea simultană a aproximativ 2.000 de parașutiști cu arme grele aruncate cu parașuta din 40 de Il-76MD, strategic, avioane de transport. Asta este o chestie care s-a întâmplat în Cehoslovacia în 1968. Și eu am mai spus o chestiune și nu îi las pe oameni să se bucure foarte mult, îmi pare rău, astea sunt informațiile pe care eu le dețin. Armamentul greu al celei de-a 41-a armate a districtului militar central, care au participat acolo, va rămâne desfășurat la granița ucraineană până în toamnă. Deci, domnilor, Caucaz 2021, exercițiul rămâne în continuare activ. Urmează exercițiul din toamnă, Zapad 2021, care se va desfășura în Belarus și în zona arctică, unde vor participa probabil că tot militari din districtul central și din districtul de nord. De asemenea, ministrul rus, foarte interesant, a anunțat că va monitoriza îndeaproape desfășurarea forțelor americane. Știm că la ora actuală NATO va desfășura exercițiul militar Defender Europe 2020 în Polonia, în regiunea Baltică și în regiunea Mării Negre. Eu vreau să vă spun o chestie. Dumneavoastră ați început cu o treabă senzațională cu ceea ce a spus Putin în finalul discursului său, care și ăsta are niște conotații foarte interesante, că la ultimele discuții pe care le-a avut la Starea Națiunii, discurs băgat în Constituție din 1993,
l-a destituit pe Medvedev. Iar în 2018 a prezentat acel atac pe care l-ați prezentat și dumneavoastră în desenul animat cu rachetă de croazieră care atacă Florida. Putin se pare că dorește un acord cu Occidentul asupra sancțiunilor. Deci încheierea sancțiunilor asupra Rusiei și Occidentul să recunoască sfera de interese distincte a acestuia. Spun acest lucru pentru că Moscova se pare că nu a primit un răspuns pe deplin de dorit de la Washington după discursul despre 13 aprilie dintre cei doi lideri, Biden și Putin. Așa că în discursul pe care l-ați amintit, Putin a comparat Statele Unite cu șchiopul, adică arogantul tigru bengalez Sherkan din Jungle Book de Rudyard Kipling. Președintele de asemenea i-a făcut pe aliații drept șacali care atacă și impun sancțiuni. Ceea ce a surprins pe toată lumea... Numindu-i pe liderii occidentali maimuțe agitate. Da, tabacii urlători. Ceea ce este interesant, Putin l-a declarat pe Kipling un zeu, un geniu. Iar comentatorii ruși s-au întrebat la un moment dat dacă Putin îl personifică pe Akela, nobilul lider al haitei de lup, pe ursul Balu sau pe băiatul crescut de lup, Mowgli. Deci e foarte interesantă această comparație și o astfel de ambiguitate și referințe la Cartea Junglei pot astfel să semnaleze că Rusia se va retrage treptat de la amenințările de acțiune militară și limbajul ultimatelor directe. Rusia va trece pe un teren diplomatic în care a stabilit, la fel cum a făcut Barack Obama în urmă cu mulți ani, linii roșii pe care cei care le vor traversa vor regreta această decizie. Este foarte interesantă abordarea de politică. Vreau să-l întreb pe domnul profesor Ciochinaru, cât de mult a contat în descaladarea diplomatică a conflictului de la granița Ucrainei faptul că în România joia trecută au ajuns 4 aeronave Eurofighter Typhoon și 200 de militari britanici care sub comanda NATO vor sta 4 luni de zile în România făcând niște exerciții militare cu tehnologie de vârf. Cât a contat discursul președintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre obligațiunea statului român de a fi foarte vigilent cu ceea ce se întâmplă, despre faptul că va convoca săptămâna viitoare Consiliul Suprem de Apărare al Țării și că noi, ca stat, având niște servicii de inteligență foarte performante în zonă, suntem furnizori de informații la primă mână pentru trupele NATO. Toate acestea, într-un context internațional, credeți că au contribuit la hotărârea domnului Vladimir Putin de a-și retrage trupele de acolo? Sigur că fiecare lucru și are greutatea sa specifică. Ceea ce spuneți a contat probabil foarte mult pentru partea română și pentru aliații noștri. Dar în ceea ce privește tot acest teatru postmodern care s-a desfășurat în Ucraina, la frontierele Ucrainei și în bazinul Mării Negre, pentru că trebuie inclusă și Marea Neagră în toată această desfășurare de forțe, eu văd lucrurile altfel. Totul a început în martie, exact o lună în urmă, la Anchorage, în Alaska, unde a avut loc o întâlnire la vârf între delegațiile Statelor Unite și Republicii Chineze, Populare Chineze, și unde domnul secretar de stat Antony Blinken a avut o poziție extrem de categorică, extrem de fermă, în care pur și simplu le-a spus chinezilor în față tot ce a însemnat abuz și încălcare flagrantă a normelor internaționale comise de China împotriva Americii în particular și a lumii democratice în general. Ei bine, această întâlnire din Alaska a fost urmată la câteva zile de o întâlnire între ministrul de externe chinez, domnul Yang Jiechi, și domnul Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse.
Estul este în ascensiune, vestul în declin. Au căzut de acord cei doi. Convenind că sunt coapte condițiile pentru a se da lovitura de grație unui sistem mondial dominat de democrațiile liberale occidentale. Vă readuc aminte că după acest moment, președintele Statelor Unite, domnul Joseph Biden, lovit de un brusc acces de sinceritate, a recunoscut public că, în opinia sa, domnul Putin este un criminal fără suflet, iar domnul Xi Jinping, cu toate că este foarte inteligent, nu are nici măcar un os democratic, nici măcar unul cu de mic. Și în felul acesta aveți deja conturat tabloul unor relații disarmonice între cei trei conducători. Ce a urmat? A urmat aplicarea în Asia a rețetei rusești a detonării conflictelor înghețate, pentru că brusc Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, a început din nou să se rățuiască la Statele Unite, iar avioanele și navele militare chineze au trecut la provocări pe față în strâmtoarea Taiwan. Și ce să vezi, coincidență, nu? În același timp, la celălalt capăt al balansorului strategic, cum l-am numit noi, Rusia a trecut la masare de trupe și tehnică militară grea la frontiera cu Ucraina. Toate lucrurile astea au fost urmate, este bine cunoscut, de un apel telefonic al domnului Biden către domnul Putin, pe care l-a invitat la o discuție face-to-face, ceea ce a făcut Kremlinul să exulte și să anunțe o mare victorie psihologică. Biden a clipit primul în duelul psihologic cu Putin și așa mai departe. Este tipul de retorică triumfalistă cu care ne-a obișnuit propaganda totalitară, o cunoaștem foarte bine. Nu despre asta este vorba. Domnul Biden a devenit foarte multă înțelepciune punând mâna pe telefon. Și faptul că rușii au fost foarte fericiți că domnul Biden a retras cele două nave militare care urmau să intre în Marea Neagră, cele două nave militare americane, nu înseamnă nimic, pentru că acum intră două nave militare britanice în Marea Neagră. Dar pur și simplu nu a fost nevoie să se mai pună paie pe foc. Asistăm la, poate pentru prima oară atât de vădit, la o concertare a acțiunilor puterilor revizioniste, China și Rusia, împotriva Statelor Unite în principal și a lumii democratice în general. Ca să isprăvim primul capitol al emisiunii noastre apropo de retragerea trupelor rusești, domnule Mihai Rusu, s-a temut Vladimir Putin să nu deschidă cumva două fronturi pe care să nu le poată acoperi, frontul extern cu sancțiunile la care s-au repliat imediat Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, la care au venit cel puțin declarativ și doamna Merkel și domnul Macron, că dacă cumva Rusia va continua presiunile asupra Ucrainei, se vor înăspri sancțiunile economice și vorbim de planul extern al acestei bătălii, dar a contat foarte mult, domnule Rusu, și faptul că în dimensiunea internă a Federației Ruse, cazul Navalnyi suscită tot mai mult interes și creează tot mai multe emoții și sunt din ce în ce mai multe mitinguri interne în marile orașe cu oameni care cere liberarea imediată a celui pe care îl consideră probabil succesorul de drept al puterii de la Kremlin? Reacțiile în Occident au fost în general solidare și vreau să vă reamintesc prezența, declarațiile generalului Walters, șeful armatelor americane din NATO, care în fața Congresului american a spus că trebuie să fim atenți, există un pericol, nu prea mare l-a estimat el acum două săptămâni în timpul acelui hearing, dar pe de altă parte, când aduce 150.000 de oameni la o graniță, dimensiunea crește. Întrebarea care și-o pun aici observatorii occidentali este următoarea. Din ce bani, cum este finanțată toată această campanie militară, cum sunt finanțate toate aceste manevre pentru 150.000 de oameni care au fost aduși de la distanțe de 250 de kilometri sau de la 500 de kilometri. Deci asta este prima întrebare. Adică sunt banii contribuabililor ruși sau ai oligarhilor
pentru desfășurarea unor asemenea forțe. Și la fel această întrebare s-a pus și acum vreo 2-3 ani, când 300.000 de soldați ruși au avut o manevră în partea cealaltă a continentului spre China, la granița ruso-chineză. Deci nu trebuie să uităm întâi partea financiară. Din acest punct de vedere, occidentalii par a fi mai liniștiți, pentru că, pe de o parte, marea majoritate a alianței este pentru sancțiuni, în timp ce Germania, Berlinul, joacă la două capete. Pe de o parte, se alătură sancțiunilor pe care Uniunea Europeană împreună cu americanii, cu președintele Biden, le-au gândit. Pe de altă parte, Angela Merkel și cabinetul federal, dominat de partea economică, are anumite rețineri și se gândesc și vor să aplice numai sancțiuni pe persoane. Trebuie să știți că o serie întreagă de șefi de servicii și de instituții de stat care sunt angrenate în aceste manevre sau în operațiunile de spionaj, care nu trebuie să le uităm, sunt pe lista neagră. Nu și economia, pentru că Germania, economia germană, trăiește foarte bine de pe urma comerțului cu Rusia, iar semnul mare de întrebare este cum se va finaliza proiectul Nord Stream 2 al Gazpromului, care începe la St. Petersburg și ajunge undeva în nordul Germaniei într-un mic port care este deja amenajat pentru a primi rezervele de energie de gaz. Deci Nord Stream 2, pentru aceia care cunosc prea bine, este o conductă submarină care s-a oprit acum la 150 de kilometri de Germania. Deci așa, cancelarea Merkel pe ultimile ei luni de mandat joacă la două capete. Pe de altă parte, tot americanii și tot serviciile de informații occidentale ne-au spus așa, că Putin încearcă pe de o parte să vadă cât de atentă este Alianța Nord-Atlantică, cât de atentă este Germania sau cât de bine rezistă la aceste provocări, rezistă noul președinte Biden. Pe de altă parte, se continuă anexarea Donbasului și a Republicii Luhansk cu Rusia, iar pe de altă parte, ceea ce mi se pare și mai important este faptul că Ucraina are un control asupra conductei de apă spre Crimea și rușii vor să pună mâna pe ea. Pun mâna pe controlul cu conducta cu apă este un semn foarte bun pentru ei, pentru că ei se interesează și de acoperirea și de controlul asupra malului de la Odessa care duce spre Transnistria. Și o ultimă chestiune, să nu uităm că flotila care a fost transferată din Marea Caspică în Marea Neagră are și o importanță, pentru că aici rușii vor, în estul Europei, vor pe de o parte să intre în Balcani și pe de altă parte vor să aibă acces direct în Orientul apropiat. Iată care sunt concluziile după aceste manevre de primăvară, care cu siguranță vor continua, pentru că ele n-au putut fi desfășurate așa cum s-a gândit ministrul Șoigu, datorită climei și datorită drumurilor care sunt ca și în timpul al doilea război mondial, ca și în timpul lui Napoleon, în această perioadă sunt nămoloase și atunci nu se pot transporta toate unitățile. Deci a fost un prim test către Uniunea Europeană, către Alianța Transatlantică și bineînțeles către președintele NATO. Da, domnule Cristian Diaconescu, vă propun să revenim și să zăbovim un pic asupra teribilului scenariu al unei posibile sincronicități între Teheran, Beijing și Moscova de a ataca lumea liberă în cele trei puncte nevralgice. O invazie a Taiwanului, o intrare masivă a trupelor rusești în Ucraina și un atac concentrat al Iranului asupra statului Israel. Vă mărturisesc că am citit diferitele reviste de specialitate de știință militară, de tehnică militară și e o preocupare a majorității analiștilor militari din lumea occidentală cu privire la faptul că, într-adevăr, pe axa asta dezvoltată între Federația Rusă, China și Iran, există în lucru și un asemenea scenariu. Sigur, sunt schimbări geopolitice în derulare și, din această perspectivă, o triplă alianță în regiunea Euro-Asia, din care ar face parte China, Rusia și Iran, nu este deloc o versiune utopică
Această alianță a fost susținută în diverse momente politice, în ultima perioadă, în ultimii 5 ani, ca fiind, așa cum s-a afirmat, un obstacol împotriva expansionismului Statelor Unite. China, Rusia și Iranul sunt state partenere, în ciuda diferențelor de zone geografice și a unor rivalități cât se poate de clare între Moscova, Beijing și Teheran, legăturile celor două țări, celor trei țări în ultima perioadă chiar s-au amplificat. Atât Rusia cât și Iranul sunt mari exportatori de energie. Au profunde interese în Caucazul de Sud. Ele se opun cu fermitate NATO și scutului antirachetă, de exemplu, tocmai pentru a preveni ca Statele Unite și Uniunea Europeană să controleze coridoarele energetice din jurul bazinului Mării Caspice. Legăturile lor bilaterale fac parte dintr-o alianță ceva mai extinsă. De exemplu, sunt state la rândul lor destul de complicate din punct de vedere al relaționării la valorile democratice, precum Armenia, Tajikistan, Belarus, Siria sau Venezuela. Această triplă alianță însă are foarte mari probleme de coagulare. Deci pentru un atac direct, imediat, la trei capete deodată, așa cum ați menționat, văd foarte puține șanse. Pentru că în timp ce China se confruntă, de exemplu, cu Statele Unite în Asia de Sud-Est și în Pacific, Iranul și Rusia sunt interesate de Asia de Sud-Vest și Europa de Est. Toate cele trei sunt amenințate în Asia Centrală și se tem de o prezență militară a Statelor Unite sau a NATO în Afganistan. În al doilea rând, discutăm de componenta atât de complicată și anume cea economică. China este principala producătoare manufacturieră a lumii, 28% din această producție. Dar asta înseamnă că și China are nevoie de Europa, mai ales, dar și Europa are nevoie de China. Relațiile economice tensionate cu Statele Unite nu s-au resfrânt asupra schimburilor comerciale între China și Europa. China încearcă să pătrundă Europa folosind soft power-ul, Federația Rusă folosind hard power-ul. Iranul nu prea poate ieși din zona sa, pentru că dincolo de Israel sunt și statele din Golf, statele wahhabite conduse de Arabia Saudită, cu o poziționare poate și mai drastică împotriva Iranului decât este Israelul. Și de aici lucrurile se complică foarte serios. Deci, da, este posibil ca dosarul euroasiatic în ansamblul său să așeze la masă liderii celor trei țări. Dar de aici și până la un demers la nivel global, având țintă lumea liberă, lumea occidentală, după părerea mea este o cale lungă. Și ecuația geopolitică din Eurasia depinde foarte mult de relațiile de schimb, investiții și în general cele economice pe care cele trei state le dezvoltă. Să nu uităm și cu asta închei, Federația Rusă practic este dependentă de exportul de energie. Iranul în egală măsură caută coridoare de ieșire pentru exportul de gaz. Iar China este deja un super jucător global în domeniul economic și nu cred că s-ar angrena într-un conflict, chiar dacă ar fi vorba de Taiwan sau Hong Kong, diminându-și în acest fel capacitățile de schimb, cu, mai ales cu statele care au resurse, care au bani, adică statele occidentale. Și totuși, domnule general Grumaz, cum comentați alarma pe care o trage Charles Richard, șeful Comandamentului Strategic American, cu privire la faptul că există un decalaj de aproape 1200 de miliarde de dolari între sumele investite în armamentul nuclear de către China, Federația Rusă și Iran în raport cu Statele Unite. Amiralul american deplângea faptul că în ultimii 10 ani Statele Unite n-au mai investit atât de mulți bani pentru a ține pasul cu această emergență extraordinară a celor trei țări. Și domnia sa spunea de faptul că cele trei țări au în momentul de față capabilități, vă rog să mă iertați, nucleare periculoase pentru lume în general. Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la ceea ce a spus analistul american este exact. China, atât timp cât Rusia și Statele Unite s-au conformat tratatului cu referitor la rachetele cu rază intermediară și a construit astfel de rachete, iar la ora actuală, sincer să fiu, fiecare portavion american
are în jur de 1000 de rachete, unul din cele 12 portavioane are în jur de 1000 de rachete cu rază intermediară de acțiune, care la ora actuală China le modernizează. Dacă vă aduceți aminte bine și ați citit ceea ce s-a scris de-a lungul timpului despre China, Mao considera că rachetele balistice sunt un fel de tigru de hârtie și nu îl interesa. Aceasta a fost filozofia Chinei referitoare la armele nucleare. Dar acum nu mai știm dacă această filozofie a rămas valabilă sau nu, având în vedere că China dezvoltă rachete care pot fi lansate de pe submarine și a dezvoltat deja un sistem de rachete balistice care pot atinge Guam, unde este una din cele mai importante baze militare americane. De asemenea, își modernizează triada nucleară. Deci asta înseamnă că rachetele balistice, avioanele care pot transporta bombe nucleare și submarinele care transportă rachete balistice. Deci toate acestea sunt într-o continuă dezvoltare în China. De asemenea, și Statele Unite încearcă să-și modernizeze arsenalul ei nuclear. Dar vreau să vă spun un lucru ca să închei ce s-a discutat despre acest triunghi între China, Rusia și China va ataca Taiwanul într-o înțelegere tacită cu Rusia, care va ataca Ucraina. Amândouă au nevoie de aceste teritorii ca o dezvoltare strategică a adâncimii strategice a lor. Și vă spun de ce implică Iranul. China are asemnat pe 27 martie în timpul vizitei ministrului Wang Jia la Teheran, ministrul de externe chinez, un acord de negocieri referitoare la exportul de combustibil și de aducerea de produse, inclusiv produse de telecomunicații la Teheran. Acordul nu este în sine un tratat ca să fie supus Parlamentului de la Teheran, ci este un acord pur și simplu, nu e un tratat, care elimină practic această cerință. De fapt, este urmarea discuției pe care Xi Jinping a avut-o în 2016 când a vizitat Iranul și când a cerut ca comerțul bidirecțional dintre cele două, de la 32 de miliarde la vremea respectivă, să ajungă la 600 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Un obiectiv într-adevăr important. Ce au cerut chinezii? Chinezii au cerut insula Kish, situată strategic în Golful Persic, unde să-și construiască o bază. Este o insulă în care foarte multă lume din Occident își petrece concediu. Este o insulă formidabilă din punct de vedere al facilităților turistice, dar este și o insulă strategică pe care China o vrea. De fapt, acest acord a fost considerat de unii analiști precum a fost tratatul de la Turkmenchai din 1828, în care Teheranul a acordat Rusiei mai multe teritorii și care a devenit un simbol al înfrângerii armare a iranienilor. De fapt, ceea ce vreau să menționez este faptul că Beijing își continuă ofensiva în Orientul Mijlociu, iar intrarea prin Teheran este extrem de importantă în acest moment. Domnule profesor Ciochinaru, pornind de la această gândire strategică comună sino-rusească cu privire la faptul că Eurasia este în creștere și în dezvoltare în timp ce Vestul se apropie de un previzibil apus pentru unii, din această perspectivă, la ce ar trebui să ne așteptăm în viitorul foarte recent? Pentru că dacă, hai să spunem că războiul sau marea conflagrație militară încă este temporizată de discuții înțelepte la nivel diplomatic, războiul acesta hibrid, războiul propagandistic, confruntarea dintre paradigme va continua și mai virulent de până acum. Adică un aspect al războiului hibrid în care ne aflăm se află într-o dinamică mai mare decât o putem chiar bănui acum.
Acest război hibrid despre care foarte bine vorbiți amenință să devină un fel de război ciuce, al ideilor ciuce, pentru că problema fundamentală este că și la Moscova și la Beijing se consideră că este cel mai bun moment pentru a se da atacul decisiv asupra Occidentului, asupra, cum văd ei, dominației occidentale a sistemului internațional. În mod normal, și accentuez, în mod normal ar trebui ca lucrurile să rămână în parametrii care descriși de domnul președinte Diaconescu. În mod normal, luciditatea, calculele bazate pe realpolitik ar trebui să îi facă pe conducătorii de la Beijing și de la Moscova să se abțină să intre în confruntări deschise. Dar problema este că liderii chinezi, ca și cei ruși, sunt atât de provocatori, atât de contondenți în declarații atunci când vorbesc, pentru că ei pur și simplu nu cred că Statele Unite vor veni în mod concret în ajutorul Taiwanului sau al Ucrainei. Ei cred că Joe Biden este un bătrân slab, este un om slab, este un om care va ceda. Și atunci contează și pe, cum să spun eu, pe complicitățile tacite din Occident pe care le au cu unele state unde au dezvoltat relații economice foarte avantajoase reciproc. Ne putem aștepta, deci, ca această ofensivă împotriva Occidentului să escaladeze. Chinezii au anunțat că vor porni propria lor monedă virtuală, un yuan virtual, în efortul de a da un asalt asupra dominației dolarului pe piața mondială. Este foarte posibil să continue provocările în jurul, în strâmtoarea Taiwan, în jurul insulelor japoneze, în jurul insulelor filipineze, unde acum roiesc navele militare chineze, de asemenea în arhipelagul vietnamez Spratly, unde sunt și resurse de hidrocarburi. Este foarte posibil ca aceste provocări să continue, așa cum este foarte posibil ca la o întâlnire face-to-face între Joe Biden și Vladimir Putin să se fixeze noi reguli ale jocului. Și în momentul acela, balansorul strategic va înclina hotărâtor, suspendând China. Este ceea ce are în vedere Occidentul. Occidentul preferă în momentul de față o negociere cu Moscova, pentru că pericolul foarte mare, pericolul de sistem, este perceput ca venind dinspre China. Și atunci se consideră că o negociere cu o putere în decădere și slabă din punct de vedere economic, așa cum este Federația Rusă, este preferabil celui cu supraputerea mondială care a devenit China. În schema acestui război global stratificat, apare și un conflict diplomatic peste care nu putem trece în această ediție, și anume confruntarea între diplomația americană și cea rusească. Ministerul Afacerilor Externe rus a dat un comunicat prin care, până pe data de 21 mai, 10 diplomați americani ar trebui să-și facă bagajele și să plece acasă. Asta ulterioare unei acțiuni în care niște diplomați ruși au fost chemați în centrala de la Moscova, fiind considerați indezirabili de către administrația americană. E clar că aici asistăm, ca în filmele celebre cu spioni, la o primă fază a unui conflict care se poate desfășura pe mai multe planuri. Retragerea ambasadorilor, de regulă, este urmată de schimbul de spioni la vârf, apoi chiar de schimb de prizonieri, și în cele din urmă se poate ajunge la două variante, fie la o descaladare a conflictului, fie la o escaladare care poate conduce către o zonă chiar de conflict înghețat. Din perspectiva aceasta, cum se vede în Europa tangoul acesta nu foarte armonios între Washington și Moscova pe liniile diplomatice? Da, înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să păstrăm totuși un spirit de optimism,
la întrebarea și la dezbaterea pe care au avut-o invitații din invitații noștri, invitații dumneavoastră, și anume la pericolul chinezo-rusesc-iranian. Întâi trebuie să vă reamintesc, și lumea, mai ales din România, trebuie să afle că avem și în Asia un NATO. Deci să nu uităm că avem o contraforță foarte puternică, deci cu Japonia, cu Coreea de Sud, cu spațiul Indo-Pacific, India este la fel în acest ansamblu. În așa fel încât chinezii nu prea, și cu rușii nu prea vor să facă ceea ce nu pot face ceea ce cred ei. După aceea să luăm partea iraniano-izraeliană sau invers. Să nu uităm acum că lumea asiatică este împărțită și că o parte din statele din Golf au devenit partenere și au relații diplomatice cu Israelul. Deci iată că și aici avem doi poli de putere și avem chiar un oarecare echilibru. În ciuda faptului că chinezii au încercat să creeze un Giants 9 după modelul nostru occidental și au invitat acolo pe pakistanezi, pe indieni, Iranul, Belarusul și trei dictatori din zona caucaziană. Acum, sorry, iertați-mă, dar aceste 9 state care se cred organizate într-un parteneriat nu pot niciodată pune în pericol pe cei 9 mari. Deci, iată că în Asia avem un echilibru economic, avem un echilibru militar și avem un echilibru și politic, pentru că multe state din zona Golfului sunt partenere cu americanii și cu Uniunea Europeană. Și nici China și nici Rusia nu își pot permite un scandal sau un război, pentru că amândouă statele trăiesc din banii Uniunii Europene, banii vin din Germania, banii vin din Franța, sunt bani care vin din comerț, sunt investiții chinezești în Germania și în Franța. Așa că să avem totuși o doză de optimism, să nu credem acum că va începe un război. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate, pentru că trebuie să ne punem, să ne înarmăm puternic în 2049, când președintele Xi cu cei din jurul lui, din partidul chinezesc, au spus că vor să depășească Statele Unite. Și am văzut un documentar în Germania despre toată această înarmare a Chinei, care într-adevăr este periculoasă. Dar mai sunt până atunci vreo 30 de ani sau sub 30 de ani. Acum, la întrebarea, la războiul diplomatic dintre ruși, occidentali și americani. Aici nu este vorba de un război diplomatic, ci este vorba de un război de spionaj. Pentru că știm foarte bine că în ambasadele rusești din Occident, ca să nu mai vorbesc de aceea din Berlin, care este cât 4 clădiri de ambasade, alte ambasade, sunt o serie întreagă de specialiști pe care îi punem în ghilimele, care au operat în Germania, care au efectuat anumite acțiuni și au încercat să omoare oameni, ba și au reușit o crimă, drept pentru care statul german și guvernul german l-a somat pe Putin și cere lui Putin începerea urmăririlor penale, dacă vreți, în Rusia. Același lucru se întâmplă și în Statele Unite, același lucru se întâmplă și între Beijing și Washington, unde chinezii apelează la diaspora lor, chinezească din Statele Unite, foarte mare, foarte puternică, foarte naționalistă și din acest punct periculoasă și sub observația serviciilor americane. Și totuși, domnilor, în planul secund să nu uităm că toate aceste manevre și toate aceste gândiri strategice de o parte și de alta a paradigmelor se suprapun peste o realitate economică precară a întregii lumi cauzată de COVID și despre creșterea îngrijorătoare a numărului de mutații. Vorbeați de India și de participarea Indiei alături de Statele Unite, de Marea Britanie, într-o posibilă tensiune asiatică, dar India este îngenunchiată de numărul imens de cazuri de COVID provocate de mutația indiană. Poate ar trebui să discutăm, când ne referim la sincronizare între triunghiurile de forță, fie Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, fie între Iran, Federația Rusă și China. În subsidiarul acestor acțiuni se află o populație traumatizată, înspăimântată, aproape într-o psihoză colectivă după 2 ani de pandemie.
Oare acest climat general nu ne poate îndreta cu gândul că este poate unul dintre momentele cele mai bune, fie ca o parte, fie ca cealaltă, să declanșeze un prim pas în impunerea supremației modelului geopolitic? Din punctul de vedere al planului global, în acest moment se știe un singur lucru. Atât de rău nu ne-a mai fost niciodată în perioada postbelică. Deci nu există un precedent de la care să se plece, cel puțin după părerea mea, pentru un plan global. Ar fi bine să fie așa. După calculele Fondului Monetar Internațional, performanța economiei globale va fi în acest an, ca de altfel și în anul viitor, mai redusă cu 11 trilioane de euro. 11 trilioane de euro. Este cea mai gravă recesiune de la criza economică mondială de acum 90 de ani. Deci nicio țară nu va scăpa neafectată. Așa că orice plan global strategic va trebui să țină seama de realitățile naționale. Fie că vorbim de democrații, fie că vorbim de autocrații, situația este cât se poate de complicată. Și ca și o consecință, în mod evident, redresării interne se subsumează totul. Regăsirii sensului dinamicii economice, investiționale, evident că de acest lucru depinde și evoluția strategică. Deci aș face toate calculele, inclusiv în ceea ce privește planificarea strategică, cum corect ați menționat dumneavoastră, pornind de la premiza economică. Va fi o reducere de 4,4% a economiei globale, tot Fondul Monetar Internațional o spune. Unele țări se vor redresa mai ușor, altele mai greu. În general însă, țările industrializate, țările puternice, economice, vor sângera cel mai puternic, vor sângera cel mai serios în această perioadă. Și de aici apare și paradigma inversă, dacă îmi permiteți, domnul Teodorescu, pentru că exact țările industrializate, care într-o formă sau alta se află la originea oricărei planificări strategice cu efect, nu simple jocuri de imagine, sunt cele care vor fi foarte concentrate în plan intern și oxigenul lor se va consuma din această perspectivă. Sigur, China pare a fi pierzătoarea de succes, ca să spun așa, adică cea care totuși va depăși din punct de vedere economic un anume nivel de creștere, va fi ceva mai bine în China din punct de vedere economic decât în restul lumii. Dar nu suficient pentru a impune și un proiect chinezesc global care să le subsumeze pe toate celelalte. Și mai e aici o chestiune și cu asta închei. Vedeți, se spune că în această lume superputerea se evaluează nu neapărat după produsul intern brut, putere economică, influență la nivel mondial, ci după capacitatea ca în caz de conflict să aibă aliați. Deci, practic, în cazul unui conflict cu reverberații globale, numai Statele Unite, după evaluările cam a tuturor partenerilor, dar nu numai a partenerilor americani, au capacitatea de a aduna în jurul său acest stat, de a aduna în jurul său armatele altor state. Restul, sigur, conjunctural, punctual, fără însă un orizont și anvergură globală, pot avea oareșe sprijin politic la ONU, mă rog, în alte zone. Dar pentru o acțiune de lungă durată, care presupune operațional o implicare serioasă, se pare că din lumea occidentală și în superputerile la nivel global, numai Statele Unite se poate baza, din Australia până în Norvegia, de parteneriate efective ale celorlalte puteri mici sau mijlocii. Făcând un cororar al celor discutate până acum, pentru a ne apropia de concluzia finală a acestei prime ediții Raport Secret, am să vă rog pe fiecare să veniți cu o concluzie asupra cum vedeți dumneavoastră desfășurarea pe termen mediu și scurt al marilor conflicte internaționale. De 2 ani de zile asistăm la un șah de uzură, care până la urmă e în pat, e apropo de jocul de șah într-o remiză continuă, dar nu trebuie să fii mare specialist să înțelegi sau să simți cumva instinctiv
că lucrurile se precipită și apropo de arsenalele nucleare și apropo de înăsprirea acțiunilor de sabotare a sistemului celuilalt și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi trăim această tensiune permanentă că lumea aia liniștită, liberă, lumea care să ne îngăduie pe toți într-un model acceptabil, rămâne așa un deziderat mai degrabă teoretic, iar lumea reală în care ne aflăm, așa cum bine spuneați mai devreme, domnilor, parcă nu s-a aflat niciodată într-o zonă de penumbră sau într-o zonă atât de cenușie în istoria ei modernă. Cum vedeți dumneavoastră, și am să vă rog pe fiecare pe rând, următoarele evoluții în planul agendei internaționale? Domnule general Grumaz. Domnul Oreste, în ceea ce privește China și Taiwanul, în 1999, doi colonei superiori, spun acest lucru pentru că gradele la chinezi sunt colonel, colonel superior și după aia general de brigadă, au scris Unrestricted Warfare, deci, în care spuneau așa, prima regulă a războiului nerestricționat este că nu există reguli, ci nimic interzis. Și cu asta eu am tras concluzia referitoare la ce se poate întâmpla în ceea ce privește China și zona Taiwanului. Am să spun un lucru care poate o să vă surprindă. Rusia creează la ora actuală în Ungaria un nou centru de spionaj. Acesta se va numi Banca Internațională de Investiții, condusă de Rusia și care s-a finalizat relocarea ei la Budapesta. Este probabil că acesta va deveni nu un centru financiar, ci un centru de informații rusesc, având în vedere că toți membrii acestei bănci au statut diplomatic. Deci, mai mult, statul va trebui, maghiar va trebui să asigure tot ce trebuie pentru dezvoltarea acestei bănci. Iar CEO-ul băncii, Nicolae Kosov, reprezintă o altă îngrijorare. Părinții lui erau amândoi ofițeri KGB în Ungaria pe când sovieticii înăbușeau Revoluția din 1956. Deci, domnilor, între București și Viena, care a devenit și care a rămas un centru de spionaj încă de la finele războiului, se creează un alt centru lângă noi, care va avea sediu la Budapesta și pentru care va trebui să fim foarte atenți. Domnule profesor Cechinaru, cum vedeți evoluția imediată a cel puțin celor trei mari conflicte care alarmează întreaga opinie internațională? Da, eu cred că aceste puteri revizioniste și nedemocratice, ba chiar antidemocratice, au profitat de sfârșitul de mandat Trump și începutul de mandat Biden, de greutățile produse de pandemie pe plan mondial și de confuzia stârnită de conceptul autonomiei strategice europene, considerând că lumea democratică este în impas. Și atunci au încercat și încearcă să își impună politicile. Pe de altă parte, e o realitate că probabil tocmai din aceste cauze, până în acest moment, nu au avut de suferit nici Rusia, nici China costuri reale pentru politica lor aventuristă și de provocare la adresa valorilor democratice internaționale. Cred că în perioada care urmează, toate aceste momente oarecum confuze vor fi depășite și vor începe să apară costurile reale. Lumea democratică va impune costuri reale și Beijingului și Rusiei. Cât privește banca de spionaj de la Budapesta, îi aduc aminte domnului general că există și o parte română acolo, reprezentată de domnul Orlando Teodorovici. E bine să nu uităm că de multe ori avem în propria casă lucruri de făcut. Domnule Rusu, concluzia dumneavoastră, vă rog.
Eu sunt optimist și cred că nu se va întâmpla nimic spectaculos în următorii 10 ani, cel puțin 10 ani, întrucât marile puteri sunt atât de bine înarmate, încât oricare ar începe un război ar însemna radierea de pe din lume. Deci nu va mai exista om cu om. Aceasta este prima chestiune și acum Biden, președintele Biden are atâta experiență, pentru că a fost și vicepreședinte în mandatul Obama, cunoaște toate problemele globale, are consilieri buni, încât cred eu că va avea și va lua o decizie inspirată și va sta de vorbă cu Putin, de altfel întâlnirea este deja în discuție. Însă și tot așa o parte pozitivă, haideți să o luăm acum la noi în Europa, vă transmit din Germania că ieri Curtea Constituțională de la Karlsruhe a dat drumul sau a oprit, dacă vreți, o plângere a Partidului Alternativa pentru Germania, care împiedica Republica Federală a Germaniei să susțină în acest pachet de 750 de miliarde de euro corona să preia anumite datorii de la alte state. Deci, unde verde din Germania pentru Bruxelles, aceasta înseamnă că la Comisia Europeană se așteaptă acum în luna iulie Planul Național de Reformă al României, ca și al celorlalte țări, țări care, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, care au care au un deficit bugetar înfiorător. În total, deficitul Uniunii Europene atinge 12,1 bilioane de euro. În momentul în care vom primi acești bani sau Comisia Europeană va da acești bani, statele care sunt astăzi lovite de pandemie sunt pe drumul de refacere și cu cât se vor reface mai rapid, cu atât vor fi mai puternice, cu atât Uniunea Europeană va fi mai competitivă, cu atât alianța NATO va avea bugete militare al acestor membri care să țină piept alături cu Statele Unite și cu NATO din Asia, să țină piept amenințărilor rusești, chinezești, iraniene și să nu uităm nord-coreene. Domnule președinte Cristian Diaconescu, finalul emisiunii va aparține, însă am să vă rog foarte mult să tragem concluzia și din perspectiva României. La ce ar trebui să se aștepte administrația românească în acest teribil război, cel puțin ideologic, între Est și Vest? Noi oricum ne aflăm în situația ingrată de a fi exact la limita de demarcație între Orient și Occident. Cât de bine ar trebui să fie pregătită și la ce ar trebui să se aștepte administrația românească în perioada următoare, apropo de tensiunile din jurul nostru? La o testare permanentă a coeziunii și solidarității lumii libere, a lumii occidentale, însemnând, pe de o parte, încercarea din afara NATO și a Uniunii Europene în ideea de subminare și de vulnerabilizare internă în statele membre, în special cele aflate în zonele de frontieră, adică și România, iar pe de altă parte încercarea, pornind de la Taiwan sau criza din Hong Kong, mergând până la Orientul Mijlociu și ajungând până în proximitatea răsăriteană, în a fi separate, mai ales în reacția rapidă, forțele din Europa de cele din Statele Unite. Deci, practic, începând cu zona economică și terminând cu zona strategică, ideea de vulnerabilizare a lumii occidentale, fie internațional, fie între cele două zone, europeană și americană, după părerea mea, vor fi țintele majore în această perioadă și de aici și pornind trebuie să fim și noi pregătiți, și intern și internațional. Dar cred că aceste demersuri, într-adevăr, nu vor reuși, pentru că forța economică și militară a lumii occidentale depășește cu o generație cea la care ar putea ajunge statele autocratice. Domnilor, vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această primă ediție a emisiunii Raport Secret. Ne vom strădui să fie o emisiune săptămânală. Vom veni de fiecare dată cu cele mai fierbinți subiecte pe care o să le disecăm până le înțelegem cu toții foarte bine. Până data viitoare, rămâneți cu bine. Doamne ajută!